invitatul meu de astăzi este o persoană specială, aș putea spune. El a venit la noi hotărât să-și găsească jumătatea și de ce nu, de voi depinde, fetelor, dacă o să vă placă de el și vreți să intrați în competiția celor 100 de zile, el este aici și își încearcă norocul. Da, Mihăiță, te invit aici, lângă mine. Să rămână. Bună, Mihăiță! Bună, salut! Bună ziua! Ceau, bine ai venit la noi! Bine v-am găsit! Ia un loc acolo, te rog! Unde vrei? El este Mihăiță din Berceni, știm? Da. Aha! Să nu știm! Da? Cine da. Nu știe? Bun, și poate, dragilor, ceea ce vă va spune Mihăiță acum vă va face să vă gândiți de două ori la relația voastră, să apreciați ceea ce aveți, pentru că întotdeauna, apropo de ce vorbeam noi, de cazuri sociale, de toate ce am discutat noi de-a lungul timpului și ne-am făcut o serie de întrebări și ne-am pus tot felul de răspunsuri și ne-am dat tot felul de răspunsuri, se pare că sunt alții care sunt uneori într-o situație mult mai grea decât a voastră. Bine ai venit, Mihăiță! Bine v-am găsit, să rămână! Vrem să începem să te cunoaștem. Am auzit ceva despre tine, că ai fi celebru, așa? Celebru e tot un nume. Celebru peste tot toată nume. Eu ești un personaj! E bine, asta e, mulțumim Dumnezeu, ce să facem? Mihăiță, câți ani ai, de ce ești singur? Așa vreau Dumnezeu, ce să fac, că am 40 de ani, găsesc și eu jumătate. Ce să fac, găsesc o fată cu minte, să fie proaspătă, delicată, să găsesc să câștig un apartament. Ce să facem? Trecem și bravo, mă, Mihăiță, hai să-l aplaudăm, că e haibă. Ce să facem? Mihăiță, ca vreau Dumnezeu, dăm vina pe Dumnezeu, dar e ceva, că tu ai avut ceva fete gagici la viața ta. Am avut, da, am avut cu trăs. Ce gage am avut? N-am avut niciuna. Ai fost neșoptei? Nu. Am avut una, dar m-a părăsit și aia, m-a lăsat toată. Mi-a dus viața la urină. Ce să fac? Mihăiță, cum trebuie să fie fata asta care frumoasă, se pune pentru minte, tine? Frumoasă, proaspătă, delicată. Cum adică proaspătă? Să fie delicată, să fie o fată cinstită. Uite, cu minte. Așa genul lui Alexandra, așa da, vă foarte frumoasă, Alexandra. Mulțumesc, toate frumos, sunt frumoase. Toate sunt, nu? Dar da, ele sunt proaspăt, adică lache, bravo, o domnișoară să fie domnișoară, minte, fecioară sau acolo, cum proaspătă? Cum mă pin opia asta ei? Să fie gospodină, să fie gătească. Delicată, să fie cu minte, serioasă, să nu întâlcă viața la urină. Asta e viața. Doamne, mi-a dus viața la urină, asta e. N-am auzit de așa expresii. Și să-mi fie rușine că până în acest moment n-am auzit de Mihăiță din Berceni, dar promit să... Ce să mai cuceri din prima, Mihăiță, și sunt sigură că și pe telespectatorii noștri, uite, este prima oară când vine cineva la noi în competiție, bineînțeles, ca și invitat și ca și posibil concurent, și toată lumea zâmbește. E așa sau nu? Da. Că da. De ce, uite, așa sunt toți când vine cineva. Ce vrei, să bucure și ei nume, ce vrei, toți. Poate nu se gândesc că ai putea tu să le iei fața, Mihăiță. Nu, e vorba de asta. Cine e care are gustul lor? Găsești o fată cu minte, serioasă. Proaspătă. Mie îmi place pâinea proaspătă. Da, toată lumea îi place pâinea, ce să facem? Mihăiță, te văd elegant așa. Da. Ferchezuit, pus la punct. Uite, noi nu suntem așa de aranjate și... Hai. Unde locuiești, Mihăiță? Unde? La hotel dorm. La hotel? Dorm la un hotel, unde să dorm? Păstrez, unde să stau? Hai. Ce vreți să fac? Mă descurc, ce să fac? N-am căzut niciodată jos. Tot în picioare am rămas. Eu niciodată nu căz jos. Asta e foarte important, Mihăiță. Meriți toate aplauzele și stima noastră. Ia uite. Dar nu se aude boxa asta deloc. Nu se aude boxa. Mihăiță, te auzi? La mine nu se aude asta, elicopterele astea nu se aud. Înțeles. Dar boxa ta se aude. Pe post te auzi foarte bine. Uite și tu, Mihăiță, copiii ăștia, te uiți la ei, da? Da, mă, sunt aici închiși în competiția noastră de mai bine de... Câte zile? Două luni. Și n-a găsit jumătate. Păi și-au găsit. Ei și-ar găsi altă jumătate dacă am înțeles. Ei au jumătatea lor. Bravo. Nu mai poate să fie sănătoși. Competiția noastră, Mihăiță, e pentru cupluri. Da. Ăștia toți sunt împreună. Da. Uite, cum stau nu, așa. Nu, nu, fiecare, nu toți suntem împreună, doamna Bia, ca să ne înțelegem. De la boxă mi se trage. De fapt, nu suntem împreună, suntem nu, o mare suntem mare. Separați, fiecare are cuplul lui. Fiecare are cuplul lui. Ce sfat le dai tu? Uite, Oana și de... Laurențiu, Mihăiță, Laura... Blondina, da?
și cu domnul Oana și Laurențiu. Așa ei sunt căsătoriți, da, au să fie sănătoși, copil, să-i tirează copii. Și luptă pentru să apartament. Să fie sănătoși, la fiecare cu darul lor. La așa, Dumnezeu, fiecare cu Alexandra și Cristi, un cuplu, da? Mai la început, așa, ăsta cam, l-a cam părăsit-o, a făcut din astea. Că toți greșim în ziua ta, fiecare avem toți scară. Toți da, mă, greșim. Dar când e așa, o fiecare tot greșim. Aici. E foarte frumoasă, e comită, e delicată, să fie sănătoasă. Așa, în partea aia avem Edith și Ali. Da. Și ei sunt de 3 ani de zile, Mihăiță. Ăsta mic are jumătate în sânge turcesc, ai grijă. Da. Că scoate iataganul dacă... Am înțeles. Edith, ia uite frumoșică și ea. Și în spate acolo avem Carmen și Cătălin. Asta e geloasă rău. Da. Bravo. De 3 ani sunt împreună, au și o fetiță. Ce-i asta nu scoate la cap nici cu maică-sa, nici cu nevastă-sa. E greu, fiecare nu? Fiecare cu viața lor, fiecare cu la adresa lor. La nu adresa lor, nimeni. Fiecare cu familia lor, fiecare cu ei. Cu ce gânduri la noi în emisiune, Mihăiță? Să găsesc o fată cu minte, să măsor și eu, cam 40 de ani, să mă pun și eu bine pe picioare. Vrei să-ți facem și nuntă? Nuntă numai, că nuntă nu e plăbim de nuntă aici, la noi nu e plăbim de nuntă. E nuntă să găsesc o fată. Dar o casă n-ar striga, Mihăiță. Ce vrea Dumnezeu, dacă câștig, câștig casă, dacă câștig asta e. Mergem înainte cu Dumnezeu. Măcar tu ce vrei, să te alegi cu fata. Cu fata, tată, nu trebuie mie casă și palate mie. Am avut. Mihăiță, dă-mi am și avut nou casă sfat. Și palate am avut eu. Ai avut? Am avut casă Lebrand, am avut, tocmai la Dracula. I-am avut casă și palate am avut la viața mea. Alții visează și tot l-am avut în viața lor. Păi ce ai făcut cu ele, Mihăiță? S-a dus, mi le-a furat în afară. Da. Mi-a furat în afară casele. Da. Bun. Vreau să încep să-i cunoști mai bine. Tu, practic, astăzi ești mâna mea dreaptă, Mihăiță. Dar... În același timp, fetelor, nu uitați, Mihăiță vă așteaptă. Frumoasă, proaspătă. E cu minte, fetele, bravo. Și cu minte. Lasă bine sănătoase. Și una să vină pentru Mihăiță. Până atunci, Mihăiță, vreau să-i cunoști și tu, pentru că ne-am întâlnit și chiar sper ca o fată să încerce să-l cunoască. Pentru că, deși, așa cum v-am spus... Să cunosc, dar să fie o fată cu minte, serioasă, să fie delicată. Să fie liniștită. Măi, Mihăiță. Așa unde găsesc fete în ziua de azi? Unde găsesc? Dar dacă mai fost măritată fata, te deranjează? Acum nu mai deranjează, ce să mai... Asta e, trecem și peste, n-avem ce să facem în viață. Dar nu mai poate să fie domnișoară acum. Acum mai greu găsim viața. O domnișoară. Exact, e să mai... Trecem și peste și asta și e. Și dacă are și vreun copil, doi, Mihăiță? Îl creștem, ce să facem acum? Păi ne, așa mă, tată, păi ne creștem, ce să facem? Un copil, doi, acolo? Creștem, asta e, ce să facem? Că copiii nu strică niciodată, nimeni nu strică în viață. Mihăiță, acum știi cum e, aici suntem o dragoste fără secrete. Trebuie să te întreb, că n-am cum altfel. Da, ok, nu e supărare, stai liniștit. Ești invitatul nostru, te purtăm cu mănuța. Exact. Eu vreau să știu, ultima ta relație, de ce n-a mers? Că tu ești un super băiat. De ce n-a mers? Dacă n-am noroc în viață, de nicio femeie, ce trebuie să fac? Să le iau după stradă, așa ceva. Dar eu vreau să știu o chestie, e adevărată, mă, vorba aia că aia ți-a dat cu tigaia în cap? Aia da, mi-a dus viața la urină, aia da. M-a bătut, a dat în mine. E, fie sănătoasă, asta e, trece și pe stele și asta e. Că tot dar de la ce v-ați certat? E, a plecat cu altul, m-a lăsat, m-a părăsit. Mi-a luat toată averea, mi-a luat toată puterea. La mine nu e plăbem, asta e, trece și pe stele. Păi și se cu tigaia ce ai făcut? E, a greșit și ea, era și ea mică. N-a dat seama ce să fac. Și direct așa cu tigaia? N-are mine ghei ce să fac, n-a dat și ea seama, las. Trecem și pe stele. Și ai pus-o și tu la punct? No. N-am nimic cu ea, ce să-i fac. Dacă am respectat-o, să bag eu de sentimentele ei, niciodată. Niciodată. Ce să-i fac? Lasă bine sănătoasă. Asta. Dacă am noroc în viață, bine. Așa nu mă trebuie să mă măsori la 40 de ani. Cine mă mai apăi? Păi atunci, cine mă mai apăi? Păi eu degeaba zic aici și vorbesc. Trebuie să ai o familie undeva serioasă, trebuie să găsești undeva, trebuie să ai un serviciu, trebuie să ai o muncă în ziua de azi. Gata, hai că mă însor, gata, Mihai din Bărcen s-a însurat. Trebuie să ai o familie, să te însori, să-ți găsești un servici. Mă bat așa din palme, mamă, tată, gata, m-am însurat. Dar e greu să stai la hotel, Mihai? Ei, acum trecem și ce vreau să fac, să dorm pe stres? Și ce să fac? Ce fac, să stau pe stres, să dorm în mașină? Dar ai avut, Mihai, și am dormit și pe care... mașină, am dormit peste tot, am dormit și pe scări, nu mă prezent nimeni. Asta e, trecem și peste ele. Că eu niciodată n-am căzut, am rămas în picioare. Trecem și peste ele, asta este e. Important, Mihăiță. Nu le lasă Dumnezeu pe nimeni. Tine... Nu e vorba de bani, nu e vorba de haine, e vorba de respect. Atât de contează. Da. Poți să fii și în aur, dacă am degeaba. Eu n-am văzut milionare așa aranjat ca tine, Mihăiță. Alții visează și tunare așa, acum călcat asta e. Călcat la dungă, portocalin, ești cu ăștia? Cu portocala? Nu. Sunt cu portocala. Ai avut, ia zi-mi, prieteni ai avut care te-au ajutat la greu, Mihăiță? M-a ajutat toată lumea. Da, toată lumea m-a ajutat, toți, a avut grijă de mine, toți. Mulțumesc Dumnezeu, toți mai bine, da. Toată lumea m-a ajutat, toată lumea. Da, oamenii au fost oameni buni, corect. Bun, dragilor, luăm o scurtă pauză.